Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă citire în cafeluță. Haideți să vedem de data aceasta spre ce vor tinde energiile din această ceașcă, ce ne vor spune dârele trasate în cafeluță, ce vom afla nou despre această zi de miercuri, 7 februarie 2024. Dar înainte de toate, dragii mei, vreau să vă mulțumesc nespus de mult pentru mesajele voastre extraordinare pe care le primesc de la voi. În timpul zilei, acestea sunt mesaje de binețe, de binecuvântare, de încurajare sau mesaje prin care împărtășiți cu noi diverse experiențe din viața dumneavoastră. Eu vă sunt foarte recunoscătoare pentru toate acestea, simt că fără ele și fără toată implicarea voastră pe canalul meu de YouTube, nu aș putea să fac ceea ce realizez în fiecare zi aici pentru voi, adică aceste videoclipuri cu care vin în întâmpinarea voastră în fiecare dimineață. Dragii mei, dacă este ziua cuiva de naștere în această frumoasă zi de 7 februarie, țin să-i urez un călduros la mulți ani, să aibă parte de tot ceea ce își dorește în acest an, să-i se împlinească toate visele. Și iată, dragii mei, cafeluța de astăzi, ceșcuța de astăzi, așa arată ea. Pentru toți aceia care privesc azi la acest videoclip. Așadar, bine ați venit pe canalul meu de YouTube și sper să vă însoțesc pașii și în această zi minunată spre noi și noi vești, care mai de care mai bune, care mai de care mai pozitive. Iată, dragilor, cum s-a revărsat cafeluța peste ceașcă, ceea ce înseamnă cel puțin o veste bună pe care o vei regăsi și azi în viața ta. O veste care te va face să verși câteva lacrimi de bucurie. Nu te speria, sunt doar lacrimi de bucurie, dar nu ai de ce să te temi. Haideți să vedem, dragii mei, despre ce este vorba în această ceșcuță. Văd că rezolvi o situație care a avut sau are de-a face cu niște oameni de stat sau cu un dar de bani. Poți fi un scorpion, să știi că vei rezolva ceea ce ai în minte, chiar dacă se răstălmăcește această situație, este spre binele vostru, vă veți elibera într-un final. Dragilor, văd aici o persoană, un bărbat care stă înșezut și se gândește la o femeie blondă de la un drum. Parcă nu știi ce decizie să iei în legătură cu această femeie. Dacă este în destinul tău, să știi că în două zile sau în două săptămâni te întâlnești față în față cu această femeie și grijile tale se vor risipi atunci. Dragilor, văd că mulți dintre voi treceți prin tot felul de transformări care vă conduc spre o lumină, mai ales dacă aveți de-a face cu o dată de 9 sau 10. O parte dintre voi văd că veți primi un dar de bani, alții veți începe o nouă viață, un nou drum. Pentru unele doamne care își doresc un copil, văd aici o barză, este posibil să rămâneți însărcinate, dragele mele. Și mai văd aici o mamă cu un copil în brațe, văd că îți faci griji în legătură cu acest copil, să știi că vei rezolva situația. Și vă văd pe voi aici cu o monedă, vă puteți găsi un nou job sau să vă schimbați jobul actual sau oricum văd că vin niște oferte interesante spre tine în perioada următoare. Dragul meu, draga mea, văd că această persoană a plecat din viața ta la un moment dat, fie că i-a atras atenția altcineva, fie că a decis să fie singur sau singură pentru un timp. Dar văd că te-a lăsat fără un sprijin într-un moment de delicat din viața ta. Însă roata se va întoarce și această persoană, să știi că va dori să reintre în existența ta. Această perioadă de solitudine l-a făcut sau a făcut-o să conștientizeze cât de mult însemni pentru el sau pentru ea, și anume că nu poate trăi fără tine. Astfel va veni la tine și își va cere iertare, dorind să-i mai acorzi încă o șansă. Își va dori împăcare și mai mult decât atât vrea să începeți o nouă etapă în relație în care să vă fie din ce în ce mai bine. Să știți că de data aceasta veți fi fericiți alături de acest partener sau de această parteneră.
Două inimi albe, dragii mei, văd aici. O să te întâlnești cu partenerul tău în această viață. Dacă nu ai partener, o să cunoști acest partener care va fi iubirea vieții tale. Dacă sunteți soț-soție și sunteți certați, o să vă împăcați repede pentru că vă iubiți, sunteți legați, nu puteți trăi unul fără celălalt. Mai văd aici un elefant, dragii mei, și un inel. Căsnicia voastră o să devină mai puternică sau partenerul o să vă dăruiască un inel. Pentru cei cu inițialele L, O, A, C și T, vin vești minunate, poate de la o muncă, poate din altă parte. O să vă bucure foarte mult aceste vești pe care le veți primi. Poate fi ceva în legătură cu o mărire de salariu. Un drum lung, dragii mei, văd aici. Poate plecați în țări străine sau cineva din străinătate vine la voi și o să vă întâlniți cu o persoană, poate cu tata, cu mama, cu fratele. Aveți o discuție foarte apropiată și foarte bună. Două persoane, dragii mei, văd aici. Persoana voastră, partenerul vostru o să vă facă o surpriză. Îl văd cu un buchet de flori în mână și o să vă dea și acel inel pe care îl așteptați. Este o cerere în căsătorie. Sau dacă nu ai partener, draga mea, undeva vă așteaptă și pe voi să știți acea iubire la care sperați. Dragile mele, văd că fiul vostru v-a rănit inima în trecut foarte mult, dar acum își cere iertare, îi pare rău că te-a rănit. În perioada următoare, dragii mei, dragile mele, multe dintre dorințele voastre se vor împlini. Dacă dorești să faci afaceri, vei face. Dacă dorești mașină, vei cumpăra. Dacă dorești casă, îți vei face. Iar dacă dorești să-ți dai un examen, poate de permis, să știi că vei reuși. Văd aici un vultur așezat pe vârful unui munte. Vei depăși cu brio multe obstacole din viața ta. Vei reuși să treci de multe situații neplăcute. Vei avea mai multă putere ca în trecut să faci toate lucrurile la care te gândești. Văd aici un bărbat care muncește cu sârguință la ceva, împlinește un proiect și un alt bărbat care apare de niciunde și îi propune acestui bărbat verzi și uscate. Nu vă încredeți în temircine, dragii mei, pentru că aceste persoane vă pot înșela. Vedeți-vă propriile interese în continuare, vedeți-vă de treaba voastră și nu lăsați pe nimeni să vă înșele. Dacă aștepți un verdict, dragul meu sau draga mea, de la o instituție sau de la o persoană care trebuie să-și dea acordul, așteaptă-te la această veste care te va bucura nespus de mult. Mai văd aici o mamă cu copilul ei, îl duce în spate. Văd foarte multe greutăți pentru tine, dar veți reuși să răzbiți peste aceste greutăți. Și o bunică care pare să-și primească nepoții de departe. O mașină albă, dragii mei, o să cumpărați o asemenea mașină sau cineva va veni de la drum cu o mașină albă. Mai văd aici două persoane îmbrăcate în alb. În familia ta va intra sănătatea, fericirea, iubirea, tot ce ți-ai dorit. Toată negura se dă la o parte și voi veți fi mai fericiți ca în trecut. Cifra 8, dragilor, se vede aici. În această zi o să fiți fericiți în casa voastră, o să aveți liniște, fericire, sărbătoare, foarte bine vă veți simți. Poate o să primiți de la soț sau de la fiu sau de la fiică un cadou și asta o să vă bucure foarte, foarte mult. Văd că vă plac surprizele, cadourile, vă bucură orice cadou cât de mic, chiar dacă ați primi o pereche de ciorapi sau o floare. Mai apare aici o veveriță și o inimă. Brusc va intra în viața voastră dragostea, fericirea, o să ai o schimbare în dragoste cu partenerul tău, te vei înțelege foarte bine, va fi liniște și armonie între voi. Cifra 3, dragilor, apare aici. În 3 zile sau 3 săptămâni aveți grijă la ovare, la canalul urinar, poate veți avea probleme femeiești, dureri. Văd că unele dintre voi veți ajunge și la operație, dar să știți că vă veți vindeca în cele din urmă.
Două persoane, dragii mei, văd aici un bărbat și o femeie și o inimă, o să ai o relație tot mai bună, în casa ta o să fie mai liniște, o să aveți o relație mai caldă, mai apropiată cu partenerul sau cu partenera. Financiar văd că sunt niște bani aici care întârzie la voi, ceva probleme financiare, dar într-un final veți scăpa și de acestea. Un avion și o inimă, poate persoana iubită vine la voi sau voi plecați spre ea, sunteți departe unul de celălalt, dar văd că vă veți întâlni în cele din urmă. Două persoane, dragii mei, una este cu mâinile pline, iar cealaltă stă așa și nu face nimic. În casa voastră, dumneavoastră duceți greul, iar soțul nu face mai nimic. El merge cu mâinile în buzunar, iar tu duci sacoșele pline. Tu aduci bunuri în casă, iar el duce de la casă. Vă supără foarte mult această persoană. Simțiți cum din cauza lui nu puteți să fiți cu adevărat fericită, dragele mele. Mai văd aici un pește și un cocoș, o veste cu bani vine spre voi, poate să vă vină acceptul pentru pensie, să vă accepte actele la o bancă sau să vă bucurați foarte mult pentru că aveți într-adevăr tare nevoie de o sumă de bani și această sumă de bani vine spre voi și o să ți se deschidă inima, dragul meu sau draga mea. Mai văd aici o sticlă și o persoană, un bărbat, poate fiul, fratele, un cumnat, soțul, este foarte legat de băutură, bea de dimineață, așa și începe ziua, dragul meu, draga mea, această persoană vă supără foarte mult prin comportamentul său, dar să știți că în curând va lăsa băutura pentru că va avea probleme serioase de sănătate. Haideți să vedem și dorința voastră. Dragii mei, văd aici că dorința voastră este pe cale să se împlinească destul de curând și mai apare aici o inimă. Este clar că vă este dor de cineva care este plecat departe de voi în aceste momente. Să știți că vă veți întâlni destul de curând cu această persoană și vă veți simți foarte, foarte bine. De asemenea, mai văd aici persoane cu mască care sunt pe lângă voi. Aveți grijă la aceste persoane pentru că nu toate persoanele care vin să vă întrebe ce faceți sau cum sunteți au cele mai bune intenții. Da? Acestea fiind spuse, dragii mei, dragele mele, aceasta a fost citirea mea de azi. Eu vă mulțumesc pentru vizionare. Vă invit și la alte citiri pe viitor. Toate bune!